Deschidem Sfântul cuvânt și citim din Prorocul Mica. Unul dintre prorocii numiți Mici, dar mare prin adevărurile pe care le-a rostit. O carte de numai șapte capitole, vom citi din capitolul 7 al prorocului Mica, versetele 18 și 19. Iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Care Dumnezeu este ca tine, care ierzi nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Amin. Vă rog să vă așezați. Suntem binecuvântați. Pentru că a fi în casa Domnului este o mare binecuvântare și apreciez prezența dumneavoastră a tuturor, interesul pe care îl arătați pentru casa lui Dumnezeu, în vremuri ca acestea Domnul să vă binecuvânteze. Trebuie să salut cu bucurie și pe Tabita între noi. Tabita, o, o studentă a școlii biblice cu ani în urmă, Tabita Vlaic s-a căsătorit între timp. Tabita, Domnul să te binecuvânteze și să-ți dea mult har între noi. Ea vine din Statele Unite ale Americii și nu poate când trece pe aici, pe acasă, să n-ajungă și la poarta cerului. Domnul să te binecuvânteze! Dragii mei, așa cum am spus în casa Domnului, Totul este despre El. De aceea îndrăznim să zicem că aici este o poartă a cerului. Pentru că știți ce se întâmplă în ceruri? Totul în ceruri strigă slavă. Uitați-vă la ceea ce vede Ioan în ceruri și veți înțelege că totul în ceruri se învârte în jurul Lui în jurul Domnului, El e Alfa și Omega, El e începutul, El este sfârșitul, El este vrednic, Lui cântă îngerii, înaintea Lui spun cu unile cei 24 de bătrâni, toată închinarea este îndreptată către El. Și este ferice de poporul care aici pe pământ îl are ca Dumnezeu pe Domnul. Dragii mei, de fiecare dată când ne adunăm aici, nu vrem altceva decât să-l cunoaștem pe El. Și felul în care Îl cunoaștem pe El, pe Domnul, ne este atât de binefăcător. De aceea insistăm în dreptul tuturor celor ce vor mântuirea. Căutați să-l cunoașteți pe Domnul. Știți de ce? Pentru că mântuirea noastră depinde de cunoașterea Domnului. Să nu uitați că se ruga Domnul Isus Hristos în rugăciunea din Ioan 17 și în rugăciunea Lui zicea așa și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. În asta stă viața veșnică. Și de aceea aici, în casa Domnului, vrem din tot sufletul și insist asupra acestui lucru. Cântă frumos tinerii, dar uitați-vă dincolo de tineri. Dincolo de tineri este Domnul. Nimic din ce aici nu-i despre noi. O facă Domnul noi să fim nevăzuți și văzut să fie El. Amin. Amin. Dragii mei, în această seară, ca de fiecare dată, vă chem să ne uităm la El și să vedem cine este Domnul Mântuitorul nostru, pentru că El este absolut unic în atributele Lui. Știți că în Universul acesta nu e nimeni ca El. Nimeni nu e ca el. Poate ai văzut oameni înțelepți. Poate te-ai gândit câtă înțelepciune poate să fie acolo sau acolo. Dar vreau să vă spun ceva. Nimeni nu este înțelept ca Domnul. Este oare cineva ca el de înțelept în universul acesta? Nimeni. Suntem câteodată impresionați de ceea ce înseamnă puterea. Dar eu îndrăznesc să întreb astăzi, credeți că este în universul acesta cineva puternic ca el? Nimeni nu-i puternic ca el. Sau? Este oare cineva sfânt ca el? Și iarăși spun cu bucurie, nimeni nu-i așa sfânt ca Domnul. Dar milos o fi cineva ca el de milos? Nimeni nu-i milos ca el. În această seară, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un cuvânt intitulat așa. Cine este ca Domnul în iertare? Ați trăit vreodată amărăciunea neiertării, în sensul că cineva drag care conta pentru dumneavoastră nu voia să vă ierte nici de cum? Ați trăit vreodată amărăciunea aceasta? Să știți că ați greșit, să vă cereți iertare de o sută de ori și să ți se spună, asta nu pot ierta. sau ați trăit momente în care cineva v-a cerut iertare și ați spus, pe asta nu pot ierta. Dragii mei, pentru oameni iertarea este o problemă și nu mică, ci mare. Uh mie mi-a fost dat și mi este dat adesea să caut să împac oameni. Care se certați din anumite motive. E parte din slujba mea. Și trebuie să vă spun că e o slujbă foarte, foarte, foarte grea. Să reușești să împaci pe oameni e foarte, foarte, foarte greu. Știți de ce? Pentru că oamenii au orgoliu. Și problema iertării se împiedică întotdeauna în orgoliu. Când cauți iertarea în familie și nu o capeți, ți se întâmplă să auzi cuvintele acestea. Tu nu știi cum mai ai făcut să mă simt. Și totul e legat de cum mai ai făcut să mă simt. Când orgoliul omului este ofensat, e greu de ajuns la iertare. Când orgoliul este rănit, se obține greu iertarea. Însă, dragii mei, pentru oameni e greu cu iertarea din cauza mândriei. Însă, în această seară, aș vrea să ne uităm și să învățăm cum iartă Dumnezeu și din toată inima îmi doresc să plecați încurajați din locul acesta. Încurajați să vă uitați la sfințenia lui Dumnezeu, la dreptatea lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu, să vă întâlniți cu iertarea lui Dumnezeu și să vă temeți de păcat. Zicea psalmistul așa, la tine este iertare ca să fii de temut. Cum iartă Dumnezeu? Cine este ca El în iertare? Dacă pentru oameni am spus că problema oamenilor când e vorba despre iertare este orgoliul lor, mândria lor, știți de ce se lovește Dumnezeu când trebuie să ierte? Se lovește de ceva ce este în El. Știți de ce? De dreptatea Lui. Pentru că Dumnezeul care iartă este și un Dumnezeu drept. Dreptatea lui nu poate fi atinsă. Nimeni nu-i drept ca el. Și un Dumnezeu drept a dat niște legi. Știți ce a spus Dumnezeul acesta drept? Plata păcatului este... Știți, așa -i? El a zis Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Și atunci vine păcătosul și zice, Doamne iartă-mă! Și nu e ușor pentru Dumnezeu, știți de ce? Pentru că El e un Dumnezeu drept. Și atunci în înțelepciunea Lui, a tot înțeleptul, a căutat soluție. Sfințenia Lui nu putea să fie murdărită. El e sfânt, sfânt, sfânt și nu se poate împăca cu păcatul. Și atunci știți ce a făcut Dumnezeu? El e sfânt, este drept și pentru că este sfânt și drept, el a zis, pentru păcat trebuie să fie moarte. Păcatul nu se poate ierta altfel în dreptatea lui Dumnezeu decât prin moarte. Și trebuia o ființă fără niciun păcat. S-a uitat Dumnezeu peste pământ? Nu era nimeni între oameni, nimeni de sămânță omenească care să fie fără păcat. Toți au păcătuit și toți erau lipsiți de slava lui Dumnezeu. S-a uitat Dumnezeu în ceruri și n-a văzut decât ființe angelice care nu aveau nimic în comun cu oamenii. Și atunci s-a ridicat el, Fiul lui Dumnezeu care a zis, Tată, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și s-a coborât Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fără niciun păcat, s-a întrupat și s-a făcut om. Nici nu înțelegem noi ce jertfă mare a fost asta. Când te uiți la pământ și nu vezi decât mizerie și nu vezi decât nevoia de, de a nimici pământul acela, plin de păcat și întinat. Să se coboare cel ce e sfânt, 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 despre care am spus în această seară că totul în ceruri se învârte în jurul lui, totul îi dă slavă în ceruri. Și el s-a coborât pe pământ, între noi, oamenii murdari, întinați de păcat s-a coborât și s-a făcut ca unul dintre noi. Și a trăit printre noi, plin de har și de adevăr. A umblat printre noi și au încercat să vadă oamenii în el păcat și n-au găsit în el păcat. Au încercat să-l întineze și n-au reușit să-l întineze. El a rămas sfânt. Și cu sfințenia lui s-a dus într-o zi la Golgota s-a făcut jertfă pentru păcatele noastre. Și acolo la Golgota, ca să mă înțelegeți bine, acolo la Golgota, mânia lui Dumnezeu, pedeapsa aceasta lui Dumnezeu, l-a lovit. Zicea prorocul Isaia, în capitolul 53, cu versetul 5, următoarele cuvinte. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pe deapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Toate acestea le-a făcut Dumnezeu pentru iertarea noastră. Cine este ca Dumnezeu în iertare? Un tată care a ajuns să-și nimicească propriul fiu, care s-a încărcat cu păcatele noastre ale tuturor. Vă dați seama ce este asta? Vă dați seama cât de dramatic? Tatăl sfânt din ceruri își vede fiul sfânt pe pământ. Și acolo în grădina Ghețiman fiul a stat înaintea Tatălui, față în față cu paharul și a zis: „Mie groză de paharul acesta, Tată! Îndepărtează-l de la mine. Era păcatul meu și al tău.” Totuși nu cum voiesc eu ci cum voiești tu, Dumnezeule? Și a luat cupa aceea a păcatelor noastre, a sorbit-o până la fund. Și în cupa aceea erau păcatele mele, ale lui Nelu Filip. Și erau păcatele tale, și ale tale, și ale tale. Cine este ca Domnul în iertare? Aș vrea să vă spun din capul locului iertarea pe care o dă Dumnezeu. E tare scumpă. Așa de ușor zicem noi în rugăciunea noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dar uităm adesea cât de scumpă este iertarea pe care o dă Dumnezeu. Ce preț imens a plătit Dumnezeu ca să poată să ne ierte. Ce diferență de preț între iertarea lui Dumnezeu. Observați ca să ierte oamenii, trebuie să calce doar peste mândria lor. Atât. Peste mândria lor, peste nimic mai mult. Peste orgoliul lor rănit. Însă Dumnezeu a trebuit să plătească un preț atât de mare să-l dea pe singurul său fiu. Ca prin el să putem să fim iertați. Cine este? Ca Dumnezeu în iertare. Aș mai pune o întrebare. Cine poate ierta atât de mult ca Dumnezeu? S-a dus odată Petru. Unul din ucenicii Domnului s-a apropiat de Domnul. Și foarte sigur pe sine că este un om de treabă, care el iartă, s-a dus și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? De șapte ori? De ce credeți că a pus Petru această întrebare? Știți de ce? Pentru că noi oamenii avem o capacitate de iertare redusă și limitată. Noi oamenii spunem adesea așa ceva, nu se poate ierta. Și oamenii nu iartă, ci se răzbună, pedepsesc. Ia gândiți-vă însă, dumneavoastră, știți ce au făcut oamenii cu Domnul? Oamenii aceia pe care i-a iertat Domnul s-au ridicat împotriva lui, a nevinovatului Hristos, s-au ridicat împotriva lui. Și el era pe pământ ca să pregătească iertarea pentru oameni. Mai mult decât atât, i-au ucis slujitorii, martirii. Gândiți-vă la Saul din Tars, care s-a învoit la uciderea lui Ștefan și care într-o zi, trântit la pământ, a zis, Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Isus Hristos pe care tu l prigonești. Ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș? Și acolo Saul din Tars a cerut iertarea și știți care e minunea? Dumnezeu i-a dat-o. Mai mult decât atât, oamenii nu doar că s-au ridicat împotriva lui, nu doar că i-au ucis slujitorii, dar I-au luat în dărâdere cuvântul. I-au răstignit fiul. Îl înjură pe Dumnezeu și îl, îl blestemă. Îl pun în bancuri. Și totuși, Dumnezeu mai iartă. Vă întreb eu, cine este ca Dumnezeu în iertare? După toate aceste lucruri pe care le fac oamenii, el totuși zice în Isaia, capitolul 1, cu versetul 18, următoarele cuvinte. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul? Se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Doamne, Tu poți să ierți așa de mult? Vă rog să luați în considerare câți oameni l-au ofensat pe pământul acesta și predicatorii Evangheliei sunt trimiși să predice despre iertarea lui Dumnezeu valabilă pentru orice om care se pocăiește. Cine este ca Domnul în iertare? Aș vrea în această seară să spun ceva. Nimeni nu a ajuns în iad pentru că a avut păcate prea mari ca să fie iertate. Atenție, vă rog să, să rețineți lucrul acesta. Nimeni nu este în iad pentru că a făcut păcate prea mari. Nu. Nimeni nu este acolo pentru asta. Ci oamenii sunt în iad pentru că n-au știut să ceară iertarea lui Dumnezeu. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Ascultați-mă bine. Dumnezeu e gata să ierte orice păcat. Cine este ca el în iertare? La Dumnezeu există milă și iertare pentru orice păcătos. Oamenii nu pierd pentru că lipsește iertarea lui Dumnezeu, ci pentru că o refuză și pentru că nu vor să se apropie de Cel ce iartă. În seara aceasta, aș vrea să iei în considerare pe Dumnezeul acesta despre care predicăm și zicem cine este ca El în iertare. Poate te-ai bucurat în viața ta că te-a iertat soția pentru că te-ai purtat rău cu ea. Poate ești bucuros că te-a iertat șeful tău și nu te-a mai dat afară de la lucru. Poate ești bucuros că te-a iertat vecinul tău sau altcineva. Însă vreau să știi în această seară, nimeni nu-i ca Domnul în iertare. De aceea vreau să vă chem în numele Domnului Isus Hristos să cunoaștem în această seară această minunată latură acest minunat atribut al lui Dumnezeu, iertarea, pe care el știe să o dea ca nimeni altul. Să mai pun o întrebare. Cine poate ierta cu atâta bunăvoință? Știți cum sunt oamenii când e vorba de iertare? Mai iartă și oamenii, dar reproșează. Știu să reproșeze adesea când predic din pilda fiului risipitor, le spun celor ce mă ascultă în timp ce predic și zic, eu n-aș fi putut să fiu ca și tatăl din pilda aceea care îl reprezintă pe Dumnezeu. Eu mă tem că primul lucru pe care l-aș fi făcut când a venit risipitorul la casă, aș fi zis, ia stai, 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 stai un pic, ia să văd, na, te-ai lămurit, măcar atât ai, aș fi zis, te-ai lămurit, na, hai să văd ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat. Dar tatăl care îl reprezintă pe Tatăl din ceruri, niciodată n-a făcut asta. De ce? Pentru că Dumnezeu este plin de bunăvoință când iartă. El nu reproșează, nu scoate ochii nimănui pentru ceea ce a făcut. Aici este frumusețea lui Dumnezeu. Și de aceea îi chem cu drag pe oameni și le spun: nimeni nu-i ca Domnul în iertare. Ar fi păcat să trăiți fără iertarea lui Dumnezeu când Dumnezeu e un Dumnezeu care iartă cu atâta bunăvoință. Vă rog să vă gândiți, în casa lui Simon, leprosul, un fariseu, era Domnul prezent și acolo a venit o femeie păcătoasă. S-a uitat fariseul de departe spre Domnul și a zis, dacă ar ști cine-i femeia asta, dacă ar ști cine-i femeia asta, n-ar lăsa-o să se apropie. Și știți că Domnul a avut o discuție cu Simon, dar ceea ce mă uimește pe mine este că în timp ce fariseul zicea: Dacă ar ști cine este femeia aceasta, pentru că el a știut să-i pună notă, a știut să o catalogeze, însă Domnul a rostit un cuvânt și a zis: Iertate îți sunt păcatele. Simplu. Acesta este Domnul, unul plin de bunăvoință. I-au adus la un moment dat o femeie prinsă în preacurvie. Au adus-o cei ce au prins-o, farisei, au aruncat-o înaintea Domnului și a zis, învățătorul, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă tocmai când se vârșea păcatul. Moi se zice să luăm pietre și să dăm în ea. Tu, dar ce zici? S-a uitat Domnul cu milă spre cea care avea nevoie de iertare. Însă înainte de a spune un cuvânt, s au uitat spre acuzatorii aceia care nu puteau să ierte. S-a uitat spre ei și a zis, acela dintre voi care n-are păcat, să facă ce a zis Moise. Și după aceea s-a plecat și a început să scrie cu degetul pe nisip. Și curioșii se apropiau să vadă ce scrie Domnul, dar cum vedeau ce scrie Domnul, plecau. Pentru că acolo era unul care știa totul despre ei, despre toți oamenii. S-a ridicat apoi, s-a uitat spre femeia aceea și a zis, Femeie, unde-ți sunt pârșii? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne. Știți ce a zis Domnul? Nici eu nu te osândesc. Du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Cine e ca Domnul în iertare? Nu vedeți cu câtă bunăvoință iartă Domnul? Dar aș vrea să mai punem o întrebare în această seară. Cine poate ierta atât de des ca Domnul? Încearcă să te gândești în seara aceasta de câte ori ai zis și ne iartă, Doamne, greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Sau mai mult, că poate rugăciunea aceasta ai zis-o pentru că așa o știai tu de copil. Dar de câte ori ai stat tu cu lacrimi pe obraz și ai plâns înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-ai săvârșit și ai zis, Doamne, iartă-mi, te rog, păcatul. Ia gândește-te cam de câte ori ți-ai cerut iertare de la Domnul. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în această seară că nimeni nu poate ierta așa de des ca Domnul. Dacă vă spun lucrurile acestea, e ca să vă temeți de Domnul. La tine este iertare ca să fii de temut. Din nou ne ducem cu gândul la Petru care s-a dus la Domnul și a zis, Doamne, de câte ori să-l iert pe cel ce-mi greșește? De șapte ori? Până la șapte ori? Și Domnul îi zice de șaptezeci de ori câte șapte, Petre. Dar știți ceva? Cel ce a zis de șaptezeci de ori câte șapte putea să zic atât de simplu, de șapte milioane de ori câte șapte. Sau de șapte miliarde de ori câte șapte. Pentru că vă rog să luați în considerare, sunt opt miliarde de oameni aici pe Pământ. Opt miliarde. Fiecare dintre oamenii aceștia. Au păcătuit și au păcătuit și au păcătuit. Și păcatele noastre, ale tuturor, ale tuturor, au fost puse deasupra Domnului Isus Hristos. Și a suferit pentru mizeria păcatelor noastre. Cine poate ierta atât de des ca El, ca Domnul? Vă rog să luați în considerare. Dacă l-am iertat pe cineva așa de bine, ține minte. Te-am iertat atunci. Și dacă mai greșești o dată cel căruia i-am iertat, oh, există prostul obicei, omenesc obicei. Când mai greșește o dată și vine să-și ceară iertare, știți ce fac oamenii. Nu mai ții tu minte că te-am mai iertat o dată pentru asta. Nu mai știi tu că ți-am iertat atunci și ți-am iertat atunci? Însă în această seară am bucuria să vă spun, Domnul nu e ca omul, ci Domnul este Cel ce iartă și El când iartă, iartă pe deplin. O, arobosi, îngerii dacă ar trebui să scrie de câte ori ne iartă Domnul. arobosi. obosi. Însă vă rog să, uit, să, vă uitați ce spune cuvântul Domnului în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7. Și apoi versetul 9. Ia uitați-vă, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Puteți să ziceți un aleluia? De orice păcat. Și uitați-vă versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ați observat orice păcat, orice nelegiuire? Cine poate ierta atât de des ca Domnul? Dragii mei, eu sunt uimit de iertarea Domnului. Pentru că nimeni nu-i ca El în iertare. Haideți să mai pun o întrebare. Cine poate ierta de plin ca El? Uh... Există iertare omenească, uneori rostit așa cu buzele, dar nu este iertare din inimă. Și câtă vreme iertarea nu este din inimă, nu este iertare. Așa știu să ierte oamenii. Există iertare până la următoarea greșeală. Și după aceea se repun pe tapet toate vechile greșeli. Însă, Dumnezeu nu mai repune niciodată pe tapet vechile greșeli. Pentru că El, când iartă, el iartă pe deplin. Când El iartă prezentul, nu mai, nu-și mai aduce aminte de trecut și nu ne mai pune înainte trecutul, ci El iartă pe deplin, slăvit să fie El. Știți ce îmi place să văd? Că sunt în Biblie expresii care vorbesc despre ceea ce face Domnul cu păcatele noastre. Și lucrul acesta, spălate, Ceea ce a spălat Domnul nu se mai vede. Uitați-vă în Apocalipsa la capitolul 1 cu versetul 5. Zice, și din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului ale Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Ai avut vreodată o pată nedorită pe una dintre hainele tale? Știi ce înseamnă să speli și să se ducă pata? Sunt pete care se duc printr-o spălare simplă. Știi ce înseamnă să, să se spele? Ei bine, Scriptura vorbește de faptul că Isus Hristos spală păcatele noastre. Unde este pata aceea după ce tu speli haina pătată? Unde este pata aceea? Unde o mai găsești? tăcerea dumneavoastră mă face să înțeleg. Nu mai găsiți. Dragii mei, Scriptura ne spune că El spală păcatele. Scriptura ne spune că El curăță păcatele. Ia uitați-vă, zice în Evrei, capitolul 1, cu versetul, 13, cu versetul 3, așa, Evrei 1, cu 3, zice așa, el care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta mării în locurile prea înalte. Vă dați seama ce înseamnă asta? Curățirea înseamnă că ele nu mai sunt. Ți-ai dus un costum la curățătorie, chiar dacă ai pus o pată nedorită și neplăcută pe costumul acela, îl duci la curățătorie și îi spui celui ce lucrează acolo, vezi că aici am o pată. O înseamnă, pune un semn peste ea și are grijă. Când scoți costumul, nu mai are pata. E curățită. Nu mai e acolo. Mi-e drag să văd, el spală păcatele, el curăță păcatele. Um. Când scrii cu creionul, și la capătul creionului este o gumă de șters. Ați văzut lucruri nedorite pe care le-ai scris, greșeli pe care le-ai făcut, iei guma aceea și dai peste ceea ce ai scris. S-a dus și nu mai vezi, nu se mai vede nimic. Uh. Exact așa cum ștergem noi păcatele, așa le șterge El. Uitați-vă ce zice Isaia 44 cu 12, cu 22, pardon. Isaia 44 cu 22. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Înțelegeți ce face Dumnezeu? Șterge fără de legile și păcatele. Sau Isaia 43 cu 25. Eu îți șterg fără de legile și îmi place ce zice. Pentru mine, le șterg și nu-mi voi aduce aminte de păcatele tale. Dragii mei, păcatele sunt nu numai acoperite, ci și îndepărtate de la noi, zice Psalmul 103 cu versetul 12 așa, ci cât, sunt des, cât de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Dar mi-e drag textul pe care l-am citit în seara aceasta mi-e foarte drag ce scrie prorocul Mica. Zice, el va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiurile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. În fundul mării. Aveți idee ce e asta? Cea mai adâncă mare pe pământul acesta e groapa Marianelor, nu? Așa învățam la școală. 11 kilometri. 11.000 de metri. Imaginați-vă le arunc în fundul mării. Nu în râu, pentru că ar putea să se vadă în albia râului ceva. Nu în spuma valurilor, că valurile le-ar putea aduce la țărm. Nimic nu le scoate din fundul mării. Și am bucuria să vă spun că acolo unde le aruncă el, mai și scrie pescuitul interzis. Gata. Cine este ca Domnul în iertare? Păcatele ascunse, păcatele iertate, păcatele uitate. Așa știe să ierte Dumnezeu. Mai pun o întrebare. Cine poate ierta cu atâta har ca Domnul? Oamenii știu să ierte pentru că poruncește Dumnezeu. Așa am învățat noi că învățăm în biserică, nu? Suntem datori să iertăm păcatele. Și apoi oamenii mai iartă pentru că știu că neiertarea dăunează grav sănătății. Și asta știu oamenii. Și atunci se silesc ei și zic, gata, eu te iert. Însă vreau să știți ceva. Dacă oamenii iartă ca să-și facă bine lor înșiși, să nu strice sănătatea, de ce iartă Dumnezeu? Vă rog să mă ascultați bine. Dumnezeu iartă numai pentru că El este bun. Pune-te, rog, pe ecran Versetul din Isaia 43 cu 25. Haideți să citim toți împreună acest cuvânt. Eu eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu -mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. De ce șterge Domnul fără de legile pentru ce? Pentru mine. Dragii mei, aș vrea să înțelegem, el iartă pentru că asta este natura lui. Da, Dumnezeu este sfânt, da, Dumnezeu este drept, dar natura lui este să fie și bun. Și nu se poate să vină un păcătos înaintea Domnului și să zică, Doamne, dăm iertare, nu se poate să nu-l ierte Dumnezeu. Am auzit oameni care au zis pe mine, nu mă poate ierta Dumnezeu. Și am zis, n-ai dreptate. Am auzit oameni care au zis, eu nu mă pot ierta eu pe mine însumi. Și l-am crezut. Dar un lucru nu cred niciodată: că Dumnezeu nu poate să ierte un păcătos care se păcăiește. Da, Dumnezeu iartă orice păcătos care se păcăiește. De ce lucrul acesta? Pentru că vă rog să fiți atenți. Un alt lucru pe care îl știți despre Dumnezeu este că Dumnezeu este dragoste. Știți asta, nu-i așa? Și uitați-vă ce zice Scriptura despre dragoste, despre El, despre Dumnezeu. 1 Corinteni 13, de la versetul 4 începând, zice Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Acesta este Dumnezeul iertător. Harul, mila și iertarea sunt parte din natura Lui. Cine este ca Domnul în iertare? Mai pun o întrebare în această seară. Cine poate ierta și îți dă și putere asupra păcatului. Aici este frumusețea. Cine poate ierta și să-ți dea și putere asupra păcatului? Vreau să știți ceva, dragii mei. Dumnezeu nu numai că iartă, ci pe cel ce vine la el cu pocăință, el îl iartă și îi dă și putere ca să biruiască păcatul, dacă acesta își dorește această putere. Vă dați seama ce bun este Domnul? El dă și putere ca să biruiești păcatul. Dragii mei, nu-mi rămâne decât să zic: El, Domnul, e bun. El, Domnul, e tare bun. El, Domnul, e cel mai bun. Cine este ca el în iertare? Dragul meu, ai căpătat tu iertarea Domnului? Cine capătă iertarea Domnului știe că ea este scumpă. Cine e cu adevărat iertat de Dumnezeu nu trăiește indiferent față de păcat, ci urăște păcatul și face tot ce-i stă în putință să nu se mai lase murdărit de păcat. Vă rog să nu uitați, aici este cheia învățăturii din această seară. Cine a cunoscut iertarea lui Dumnezeu, a înțeles că iertarea aceea l-a costat nespus de mult pe Domnul, pentru că nu poți să capeți iertarea lui Dumnezeu dacă nu te duci la cruce, dacă nu are de bine. În seara aceasta, tu ești la poarta cerului. Dacă ești un mare păcătos aici, la poarta cerului, aș vrea să știi ceva. Dumnezeul despre care cântăm, Dumnezeul pe care îl predicăm, este un mare iertător. Tu poate ești un mare păcătos, el este un mare iertător. Dacă zici că nimeni nu e așa de păcătos ca tine, nu uita că nimeni nu e așa de iertător ca el. Și în seara aceasta aș vrea să știi că ar fi nedrept pentru tine să pleci de aici cu păcatele tale. Pentru că în această seară aș vrea să fii conștient de faptul că El a promis și ne-a zis că ori de câte ori ne adunăm la oaltă în numele Lui și în numele Lui am venit și eu și dumneavoastră, ori de câte ori ne adunăm la oaltă în numele Lui, El este în mijlocul nostru. În seara aceasta El este aici. De ai păcate, dragul meu, nu trebuie să faci decât să vii la El și să zici, Doamne, I-am vina mea și greșul. Și El este gata să te ierte, să te curățească de orice nelegiuire. Aduceți-vă aminte de pilda robului nemilostiv. Era un rob care avea datorii uriașe, datorii foarte mari. În pilda aceasta, Domnul vorbește despre el că nu putea să-și plătească și la un moment dat l-a chemat stăpânul și a zis, dă socoteală de datoria ta. Robul acela, am fost eu, ai fost tu, poate ești tu. Și știți ce s-a întâmplat? Robul acela n-a făcut decât să stea în fața stăpânului și să zică, Doamne, ai milă, îngăduie-mă, n-am cu ce să plătesc, n-am cum să plătesc, ai milă și îngăduie-mă. Și știți ce zice scriptura? Stăpânului i s-a făcut milă de el. Și l-a iertat. Cât de mult l-a iertat? L-a iertat de tot, de tot, de tot. Evangelistic, am venit cu un cuvânt de învățătură ca să vă duc aminte tuturor că nimeni nu e ca Domnul în iertare. Nimeni. Nimeni nu e ca El în iertare. Cine poate ierta ca El? Cine poate ierta atât de mult? Cine poate ierta cu atâta bunăvoință? Cine poate ierta atât de des? Cine poate ierta de plin ca El? Cine poate ierta cu atâta har ca El? Cine poate ierta și să dea și puterea asupra păcatului? Și spun cu bucurie: Numai Isus Hristos! Amen. Și în această seară, toi ai nimerit aici, în locul acesta, unde este El, Isus Hristos. El, cel despre care cântă cerul cel despre care se cântă aici. Întrebarea mea este aceasta. Vei pleca de aici cu apăsarea și cu povara păcatelor tale? Veniți să ne ridicăm înaintea Lui. Veniți să avem un moment de tăcere. Un moment de tăcere în care să stăm noi față în față cu condiția noastră și apoi față în față cu Domnul să stăm față în față cu El. Eu mai zic o dată, nu-i păcat, nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele poetului Ioanid, nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința, unul singur nu se iartă niciodată, necredința. De nu crezi în Dumnezeul care iartă, vei pleca cu povara păcatelor tale de aici. Eu nu te întreb în seara aceasta dacă ești pocăit, eu nu te întreb dacă ești nepocăit, nu te întreb ce etichetă are religia ta. Dar în această seară, vreau să ți spun că ai nimerit în locul în care este prezent Isus Hristos, unul care iartă cum nimeni altul nu o poate face ca el. Ce vei face cu păcatele tale? Aveam 17 ani când stăteam într-o biserică aglomerată. Predicatorul predica Stăteam în picioare undeva pe un culoar, pe un interval. Am auzit predica aceea și am înțeles că Domnul iartă. Și un tânăr de 17 ani s-a prăbușit sufletește înaintea lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, am tot adunat în 17 ani păcat după păcat. Dar în seara aceasta, lasă-mă să le răstor la piciorul crucii lui Hristos. Le-am răsturnat acolo. Și am înțeles atunci că nimic nu mai scump ca iertarea pe care o dă Dumnezeu. Și în această seară, după mulți ani, stau eu însum ridicat la un anvon să vă spun că nimeni nu-i ca Domnul în iertare. Ar fi păcat să pleci de aici. Fără să gusti iertarea pe care o dă Domnul. De aceea zic, haideți să avem un moment de tăcere. Știi ce te rog să faci? Răstornă povara păcatelor tale la piciorul crucii lui Hristos spune, Doamne, Tu cel ce l-ai iertat pe Saul din Tars, îți aduc aminte că păcatele pe care acum Tu le răstorn la piciorul crucii, de care te lepezi, păcatele de care te lepezi și te lași, păcatele pe care le mărturisești în gândul tău și în ruga ta înaintea Domnului, capătă iertare. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Cuvântul acesta este pentru mine slăvit să fie Domnul. Este pentru tine slăvit să fie Domnul, este pentru tine slăvit să fie Domnul, bărbat, femeie, tânăr, bătrân, oricine ești. El ne iartă de orice nelegiuire. De aceea, vă chem, dragii mei, să stăm într-un moment de închinare, chem grupul de laudă care ne va conduce în cântare și vom avea, vom avea un moment de închinare în care privind spre crucea Golgotei, privind spre bunătatea Lui, vom veni cu păcatele noastre, cu greșurile noastre înaintea Lui, ne vom pocăi de ele, vom spune, Doamne, urăsc păcatul acesta! care m-a necăjit atâta vreme, îl răstorn la piciorul crucitale, Nu vreau să mai am de-a face cu păcatul acesta, vreau să-l las la piciorul crucii Dă iertare și dăm și putere de a birui păcatul. Veniți să avem un moment de închinare, dar în care fiecare dintre noi să ne conectăm cu Dumnezeul care iartă. Cine e ca El în iertare?